Un moment cumplit la Timișoara. O femeie s-a aruncat în gol împreună cu cei doi copii ai săi de pe un bloc cu 10 etaje. Moment cumplit la Timișoara. O femeie în vârstă de 32 de ani s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc. I-a luat în brațe și pe cei doi copii, un băiețel în vârstă de doar 3 ani și o fetiță în vârstă de 5 ani. Femeia și băiețelul au murit pe loc. Fetița în vârstă de 5 ani a fost resuscitată de medicii ajunși la fața locului. Femeia era divorțată și nu locuia în blocul unde s-a produs tragedia. Ea era în drum spre grădiniță pentru a-i duce pe cei mici. Tragedia a avut loc în această dimineață, 3 mai, în jurul orei 10. Mama și unul dintre copii în vârstă de aproximativ 3 ani au decedat la scurt timp după ce s-au lovit de asfalt. Cel de-al doilea copil, o fetiță în vârstă de aproximativ 5 ani, a fost preluat de un echipaj smurt și s-a încercat resuscitarea acestuia. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva. Vecinii sunt șocați de cele întâmplate, mai ales că, din spusele lor, în bloc nu locuiește nicio femeie care să aibă copii.